Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală, în zodia balanță, astăzi vom face balanță pentru săptămâna 1-7 aprilie și să vedem, dragilor, ce vine către voi. Vreau o energie mai întâi. Wow, deja la voi vă grăbiți, sari energiile, inocență și ce oferi, aceea primești. Primești și oferi. Aveți aici o carte a inocenței. Aveți o carte a purității. Poate primești în dar un copil de la univers, poate un nou proiect, poate cineva își dorește aici foarte mult să aibă un copil și primește această veste. Este oportun, primești o oportunitate mare să accepti situația în care ești acum și să ierți trecutul. Un nou partener vine în viața ta. Se naște aici ceva nou pentru tine. Să vedem, dragilor. Aveți aici un nou parteneriat. Spre ce se îndreaptă balanțele? Spre un partener nou, spre un job nou, o carieră nouă, o însănătoșire, pentru că e momentul să ierți. Ai o mare oportunitate, poți face pace cu trecutul, poți face pace cu cineva. Balanță, transformare. Regina de cupe, 5 de băte, 5 de monede, wow! Aici ați fost într-o tristețe mare, spânzuratul și ați intrat într-un blocaj, dar puteți planta semințe noi, dragilor. Puteți face ca visele voastre, visurile voastre să se împlinească la capătul setului de cărți, un paj de monede și îndrăgostiții. Wow! Voi aveți aici o transformare, aveți un nou parteneriat, o nouă prietenie, o nouă iubire care se înfiripă acum. Dar pentru asta trebuie să treceți printr-o transformare, un eveniment, ceva care o să vă marcheze, poate o trezire bruscă, poate stați într-un loc în care nu vă mai regăsiți și vă treziți brusc că trebuie să ieșiți din această melancolie. Dacă vreți un partener nou, dacă vreți o persoană care să vă iubească, voi trebuie să stați pe iubire, pe abundență. Dacă voi sunteți triști, nu poate să vină o persoană bucuroasă în viața voastră să vă facă pe voi bucuroși. Poate să vină o persoană la fel ca voi. Acesta este motivul pentru care trebuie să ieșiți de aici și are loc transformarea în această săptămână. Este un moment de trezire, este timpul. Aici este o clepsidră care se cam scurge. E cam timpul să ieșiți din această situație grea, acest conflict pe care îl aveți, această despărțire. Aici a fost o despărțire, această despărțire sau abandonare, tristețe, dramă, v-a adus într-un spânzurat, v-a adus într-un blocaj în care ați luat o pauză de la o relație, de la viața socială, de la mai multe activități pe care înainte le făceați și acum nu le mai faceți. Doar că în această perioadă ați reflectat, ați stat strâmb și ați gândit drept. Acum este timpul să acționați și transformarea să se închidă, metamorfoza s-a încheiat. Aici este acel moment în care ai o revelație, un moment inexplicabil în care îți dai seama că vechile credințe din nu-și mai au rostul. Credințe învechite și transformi, faci pace cu trecutul și te reinventezi. Transformare este prima carte, este total diferit de ce ai trăit în această săptămână, ce o să se întâmple de pe 1 pe 7 aprilie. Este altfel, datorită ție, pentru că aici îți schimbi credințele, îți schimbi valorile, îți schimbi viziunea, devii flexibil. Aici aveți un paj de monede. Pajul de monede învață lucruri noi, poate mergeți la cursuri noi, școli noi, joburi noi. Aici primiți
dacă vă căutați de muncă, primiți un loc de muncă bun pentru voi. Se deschid niște căi pentru voi, se eliberează niște credințe învechite și faceți loc lucrurilor noi. Aveți noi parteneri, noi parteneriate, lucruri noi care vin acum spre voi, puteți închide un trecut, îl puteți ierta, această tristețe, acest conflict cu voi, cu ceilalți. Aici văd un conflict interior mare. Vă întrebați de ce vouă. De ce vi s-a întâmplat vouă, ce vi s-a întâmplat? Fiecare își cunoaște foarte bine situația, pentru că a trebuit să învățați ceva și ați învățat, vedeți aici câte cărți sunt, ați învățat, nu mai faceți aceleași greșeli, mergeți deschiși, flexibili, buni în propria voastră viață spre visul vostru. Aici este cartea îndrăgostiților și un rege de monede, wow, este o persoană, poate fi în gemeni, sau într-o zodie de pământ, sau scorpion, sau pești. O persoană în zodie de apă, de pământ, sau gemeni se îndreaptă către voi. Aici este o decizie a voastră pe care trebuie să o luați. Încheiați acest ciclu, această transformare, sau mai rămâneți aici agățați de trecut. Pentru că aveți oportunitatea de a ierta și de a închide trecutul. Se poate în această săptămână să vă detașați de tot ce v-a adus în tristare și să ieșiți din acest blocaj, să începeți să plantați semințe noi, 7 de monede, începeți din nou să plantați în grădina voastră visuri noi, lucruri noi, carieră nouă, poate vă mutați într-un alt loc, aici are loc o transformare, poate vă schimbați lucrul, vă vopsiți, sunteți bruneți, vă faceți blonzi sau invers. Este aici un lucru, vă va aduce beneficii, aici este o regină de cupe, este multă empatie, multă blândețe, multă iubire. Sau această persoană care se îndreaptă acum către voi, acest nou partener care vine către voi acum, este iubitor, este atent, este pur, este sinceră persoana. Persoana îți va oferi stabilitate, persoana îți va oferi angajament pe lungă durată. Este aici frumos puterea, ți-ai puterea înapoi și te reinventezi, te transformi, pleci cu alte credințe, credințele învechite le lași în urmă pentru că te-au ținut în acest blocaj, spânzuratul 5 de foc și 5 de pământ, este un blocaj mare aici, o tristețe a sufletului, o durere a sufletului pe care o lași în urmă, ai această oportunitate. Universul îți transmite că poți în această săptămână, nu mai intervin alte persoane, nu-ți mai fac alte persoane nimic. De tine depinde ce semințe vei planta în grădina ta. Ai această posibilitate să primești în viața ta o persoană nouă. Este o alegere, dragilor. Această persoană îți va aduce stabilitate. Este fără ego, este fără interes, această persoană vrea doar iubire. Multe, multe ați avut aici pe cap, 10 de bâte, multe lucruri de făcut, prea multe. Trebuie un echilibru în viața voastră, mai lăsați-le și pentru că aceste multe lucruri vă aduc probleme, vă cauzează stres. Scăpați de acest stres, stați strâmb, gândiți drept și mergeți să plantați semințe noi pentru că se poate în această săptămână are loc această transformare, să scăpați de aceste lucruri vechi care nu vă mai sunt necesare. Haideți să vedem pentru voi un sfat. Noutăți vin în viața balanțelor. Noi parteneri, un nou partener, o nouă iubire se înfiripă acum. Vine brusc în viața voastră această persoană. O puteți întâlni oriunde. La serviciu, poate mergeți la un interviu și acolo este și persoana, într-un magazin, oriunde. Haideți să vedem un sfat. Vine cu timpul și cu practica încrederea în tine. Practică încrederea în tine. Fii încrezător, ai încredere că tot ce îți propui îți va reuși. Este un sfat pentru voi. Nu vă abateți de la dorința sufletului vostru. Crede în tine.
De la încrederea în tine pleacă totul, dragilor. Ai încredere, spuneți propriul adevăr aici pe geantă, această doamnă are o sabie. Comunică, își spune, își ascultă intuiția, își ascultă sufletul și are încredere că totul îi va reuși. Transformarea a început de mult, este la final, este momentul pentru a intra într-o nouă relație, vindecarea a avut loc. Haideți să vedem. Stai drept în fața credințelor tale, stai drept în fața ta, în fața visului tău, pentru că visurile se împlinesc aici, mergi într-o nouă direcție, o nouă oportunitate care ți se deschide acum în cale și nu-ți fie frică să-ți cânti propriul cântec. Spune-ți ție și spune-le și celorlalți cât de încrezător ești în tine și ce îți dorești, pentru că și ceilalți vor fi deschiși la cuvintele tale și îți vor da dreptate, îți vor aduce laude. Vei fi văzut foarte bine în această săptămână, dar te și comporți diferit aici. Este această transformare, un moment de trezire, un moment care îți aduce limpezirea gândurilor. Aici conștientizezi că stai într-un blocaj pe care tu îl ții, tu stai în el. Nimeni nu-ți face nimic aici. Ai noi parteneri, ai noi iubiri care vin în viața ta, ai o nouă iubire. O persoană în zodie de pământ sau de apă care vine în viața ta și care te ajută să treci prin acest travaliu al singurătății, al tristeții. Nu-ți fie frică să-ți cânți propriul cântec. Spune-ți adevărul și cei din jurul tău te vor asculta, pentru că aici plantezi semințe noi și ceva frumos va înflori în grădina ta. Este o săptămână foarte frumoasă pentru balanțe. Trebuie să ai încredere în tine, să practici această încredere. Această încredere vine cu timpul și cu practicarea iubirii de sine, a încrederii. Ai încredere în tine pentru că se termină această transformare și ai ajuns la capătul învățăturilor. Este momentul să-ți deschizi drumul către un nou parteneriat, iar partenerul ideal ajunge în viața ta. Folosește-te de tot ce ai acumulat până acum și mergi către această iubire, pentru că este ceea ce-ți dorești tu, ceea ce cauți tu. Îmbrățișează adevărata iubire. Aici veți simți iubirea în această săptămână. Aveți un moment intim, un moment în care să-ți petreci timpul frumos, timp de calitate cu o persoană benefică, o persoană bună, un nou partener. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână de vis. Vă pup, pa, pa!